Ce-a mai fi de spus după un asemenea meci, decis poate și de două execuții de genul? Păi asta, bă, și bă, lucruri pozitive, pentru că meciul a fost echilibrat până la primul șut al lui Diaconu, care, pe părerea mea, era greu de scos. Al doilea, eu zic că se putea apăra, deci a fost surprins un pic cam în față. Jucător cu calitate, știam lucrul ăsta, le-am cerut în momentul când are mingea și o pune pe stângul, deci trebuie blocat, nu numai că are șut, dar are calitate să dea și ultima pasă. Și așa s-a făcut diferența. Normal că intri cu 2-0 la pauză, că doar repriză noi am riscat. Sigur că n-am avut situații sau ocazii mari, dar am încercat cât de cât să echilibrăm, cât de cât să punem în pericol partea celor de la gaz. La acest moment sunteți mulțumiți? N-ai cum să fii mulțumit și nici nu pot să fiu critic, trebuie să fiu realist. Am venit, echipa era după 7 înfrângeri, cu schimbare de antrenor, cu jucători care au venit în perioada asta total nepregătiți. Trebuie să avem răbdare, trebuie să le dăm timp. Noi n-am avut, cum să zic, am avut și ghinion la meciul cu UTA, unde am avut și un om în plus acolo, am avut ocazii, trebuia să câștigăm. La meciul ăsta, uitați, diferența a făcut o execuție foarte bună, dar el asta o are. Deci are și păcat, că eu cred că e un jucător care ar merita să joace, eu știu, la echipe mult mai bune, care își propun mai mult. Sunteți de câteva săptămâni la Dinamo. Ce credeți că e... Am două săptămâni. Ce credeți, sau de ce credeți că e nevoie pentru a... Acum nu vreau să vorbesc. Eu sunt jucătorii care i-am găsit, jucătorii care m-au zis că au venit în perioada de transferuri. Deja s-a făcut un transfer până luni, o să mai facem încă două transferuri, că clar avem nevoie de acest lucru. Și acum era între trei înși, deci n-ai voie să-l lași pe un jucător ca Diaconu să-i dai atâta libertate. Deci am ezitat și ne-a costat. Okay.